Poftim! Site nou, nu, totul e nou, cumva asta mi-am pus eu scuza. Hai să le arăt cum te-ai parcat. Accountable, știi? La Roas 878. Astăzi până acum e ora 11. Și când ai BMW, lumea se uită urât la tine, să știi. Dacă ești încă confuză în legătură cu cerii mele să alegi, sunt cea mai calificată să fiu ghid. Deci luați-vă soții care vă ajută, foarte important, da? Nu numai să vă ia banii. Deci pentru cei care încă mai au dubii dacă... A, ți-a avut 3-4 mii de euro profit și a spus în Facebook și a fost hackuit. Da. Băi, sincer, eu dacă nu vă mai merge, sincer, da. Aș... Deci dacă va trebui să te duci la Pescobar să iei cei 10.000 de euro cu plăcere. Deci toată ora de nebunită după șocolățile astea. Metoda de căutare de produse funcționează. Ai mâncat puiele? Să-ți văd outfit-ul, întoarce de la cameră. Să vedem cum ești îmbrăcat. Nu, îmbrăcat. Okay. Cu Mickey Mouse? Da. Mergem la grădini? Da. Hai. Nu pot să... Hai, repede. Nu pot să mergem. Ce frumos e soarele. De dimineață. Opa, ia și ceva nu se vede bine. Nu contează. Hai, puile, că pe dincoace intri tu. Nu-i bine deloc? Da. Nu bine. Deci bună dimineața. Începem ziua. Hai, puiule, înăuntru. Mergem la grădini. Mergem la lucru. Avem niște întâlniri. Vine Paul Urs pe la noi. Paul, te așteptăm. Sper să mai ajungi. Că de o săptămână tot zicem că ne întâlnim și nu ne-am întâlnit. Deci Paul o să fie aparent primul care vede biroul nou. Deci stare entuziasmat și de asta. În legătură cu brandul, ieri am mers normal, gen 3, Roas, m-am trezit normal, dimineața după duș, mă uitam deci, la mine pe telefon normal, 7.58, așa, numai că mă uitam la mine, așa, hai că se deschide poarta, da, și așa, în legătură cu brandul, ieri a mers ok. Dar e Pixel nou. No, e Pixel nou, să site nou, nu, totul e nou, cumva asta mi-am pus eu scuza. Și cred că așa și este. Asta este și problema, fiindcă azi de dimineață o rupt. Adică azi dimineață nu e nici ora 8 și deja am făcut peste jumate din cât am făcut ieri. Acum normal că Pixelul s-a învățat, a trecut de learning phase dacă bagi bugete mari. Trece Pixelul de learning phase și eu având bugete mari, o trecut. Și foarte, ce faci, puiule? Nu știu, că am băut prea mult rece, că nu te să răcit. Am înțeles. Răcit nu ești, uite mingea ta, ce ai aruncat-o ieri peste gardă. O să o primești azi, iar nu mai primit-o, că i-am spus să nu mai arunce intenționat-o, am aruncat, dar în fine. No, deci cam așa cu brandul. Deci să vă zic, ieri am făcut... nu vreau să vă zic numele de fapt, că după iarăși mi le găsiți și mi le luați și mi le furați și mi le toate ca de obicei. Dar stăm, am trecut de 50% de cât am făcut ieri, astăzi deja. Da. Stăm ok. Na, ai o zi mare, așteptăm, abia aștept să vedem ce ne mai rezervă ziua. Așa e, puiule? Ce e, azi joi? Da, joi. Da, joi. Azi e joi. Ce dată? E 19 septembrie? Azi apare serialul lui Mami, așa e ăla cu monștri pe Netflix. Da. Și astă seară e clar la ce ne uităm, nu o să vrea Gianni să ne uităm decât la aia. Da. Și nu mai sunt, da. Deci, avem brandul noi, avem foarte mult de lucru, deci astăzi mi-am și oprit call-urile de Discovery. Am 1, 2 sau 3 call-uri astăzi, le rezolv foarte rapid. Și după am mult, mult de lucru așa pentru mine, gen, foarte mult am. Și din cauza asta nu vreau să-mi pierd vremea astăzi. Și no, cam așa e situația la ora actuală. No, revenim. Să vedeți ce lume bazată aici la mine la birou. Paul? Da, bună ziua. Hai să le arăt cum te-ai parcat. Ai de capul meu. Basic BMW owner. Dar cum se văd mașinile noastre? Ce frumos să văd. Uite așa. Frumos.
la mansion. Mie tu ai jantele mai curate ca ale mele. Într-adevăr. Un pic. E accountable, știi? La modul că... Da, acum de ce dacă îl muți dintr-o dată își dă eroare. Dar te înveți cu el să nu-și dea la un moment dat, știi? Uh-huh. Dacă îl muți dintr-o dată își dă eroare. Da, e fain Osmo-ul ăsta. Chiar top. Și ești tot timpul așa în... Vreau să zic ceva, apăs pe ăsta, vine pe mine, știi? Da. Vreau să arăt înapoi, mut stațiile să nu se vadă magazinul, mut înapoi, știi? Da, e mult mai... Deci sunt foarte fericit, ieri am fost un pic demotivat și vă zic și de ce. Ieri am avut, total în ad spend, vă arăt aici, se vede? 926 de lei, da? Asta am avut ad spend-ul ieri. Și ieri am făcut vânzări în valoare de 2385 de lei, da? În fine, nu se vede. Dar au mers reclamele care nu merg. Astăzi am ad spend de 408, da? Și vânzări până la ora asta de, s-au optimizat reclamele, le-am vândut, 3584. Nu știu cât se vede, așa. Da? Deci 3584 împărțit la 408 iese 8.78. Astăzi până acum e ora 11:07. Deci sunt foarte, foarte, foarte fericit. Și merge. Doamne ajută! Deci mă duc să-mi fac un detartraj. Trebuie să-mi fi făcut deja. Ceva ce trebuie făcut constant. Dar n-am apucat, din păcate. Și aseară am zis că e cazul. Trebuie să am grijă un pic și de mine. Și din păcate ăștia cu detartrajul nu pot veni acasă. Dar, nu. Urât să uită. Și când ai BMW, lumea se uită urât la tine, să știți. Foarte urât. Nu știu de ce. Dar să fie sănătoși. Ei să fie sănătoși. Că eu îmi văd ale mele. Și fiecare de ale lui, până la urmă. Și acum mă duc până la... Deci foarte simplu am făcut. Așa, opa, roșu. Trecem. Poate nu trebuie să filmez asta. În fine. Deci foarte simplu am făcut. Am făcut pe ceva site, pe Regina Maria, cred că. Mi-am completat datele, m-a sunat cineva. Le-am zis că de repede. M-a sunat dimineața, dar nu le-am răspuns că eram cu Paul. După m-a mai sunat pe la 10. Și mi-a zis că poate să mă ia azi la 12. Am zis perfect. Oricând, în orice zi, că nu am program, doar că nu între 2:30 și 4, că trebuie să le iau pe David de la grădini. Și perfect, m-au pus acum la 12, mă și duc, 11:36, mă și rezolvă. La 1 mai am un call, la 5 mai am un call foarte important și atunci o să le țin astea, dar nu, e ok, că la 1 am call, după mă duc după David, pe la 3:30, mă duc acasă, mă întorc pe 5, deci e perfect, toate merg cum trebuie. Brandul, am zis, sunt extrem de mulțumit, extrem de entuziasmat, abia aștept să-l scalez. E efectiv brand, e produs unic, nu se mai găsește pe piață și cumva cred că pe asta o să mă orientez încet, încet, cu chestii unice, cât de unice posibil. Și nu, sper să iasă într-un final. Mai am niște idei oricum și na, să vedem cum iese până la urmă. Revin. Deci, fresh, da? Ha? Vedeți? Fresh! Nu mai am nimica. Top. Și acum mă opresc la bancă că trebuie să scot niște bani totuși. Și mergem la birou că la 1 avem un call. E top. Ajungem la toate. Aia e foarte important și revin. Bine, vă țin la curent cu ce și cum. Deci știți cu toții remelul ăla ce-l vindeam, da? În exemplu ăla ce l-am dat în video ăla. Haideți să vă arăt ce voiceover-ul a făcut Gianni pentru mine odată, pentru rimelul ăla. Dacă ești încă confuză în legătură cu ce rimel să alegi, sunt cea mai calificată să fiu ghidul tău pentru că am încercat sute.
Acesta este rimelul meu preferat de pe piață în acest moment. Îmi oferă lungime și un volum superb genelor, rezistă întreaga zi și este foarte ușor de îndepărtat seara. Iar asta este un mare plus pentru mine. This is a must pentru mine în ultimele 5 luni. This is a must, this is a must. Deci am avut o reclamă, am pus voice over-ul ăsta cu Gianni, o printat, efectiv o printat, o merg super. Nu mai vând acum rimelul ăla la ora actuală, că e o piață un pic mai, nu-i de genul meu și nici n-am vrut să fac branding așa ceva, că nu mă reprezintă, dar ați auzit, da? This is a must. Deci luați-vă soții care vă ajută, foarte important, da? Nu numai să vă ia banii, că eu mai fac mișto așa pe net cât e primește ea, dar mă și ajută, n-am ce zice. No, bun, aveți grijă, reveniți și lucrați. Deci pentru cei care încă mai au dubii dacă după ce se termină coaching-ul sau nu, ne mai auzim. Acum intru într-un call cu un băiat, doi de fapt, că-s doi băieți. Recording in progress. Așa. Așa. Deci acum intru un call cu doi băieți care au intrat. Vă și zic când au intrat. De mult. În 5 a doua, deci în 5 februarie. Azi schimbă 19 septembrie, da? 7 luni mai târziu. Și mi-au scris că are nevoie de ajutor cu ceva. Înregistrez tot call-ul, o și intra. Hai că vedem ce face. A, ți-a avut 3-4 mii de euro profit și a spus în Facebook și a fost hackuit. Da, am luat produse și mie nu le-am testat. Ați luat produse și nu le-ați testat? Da. Da, nu. Deja astea sunt... site-ul în sine, l-ați mai adaptat, așa, se vede că l-ați mai schimbat. Ah, da, da. Da, mersi frumos că m-ai ajutat cu informațiile bune. Băi, sincer, eu dacă nu vă mai merge, sincer, da, aș renunța la ele, dar trebuie să ai în vedere faptul că nu s-au testat produsele, știi? Adică, da, da. Na, dacă nu se, dacă testai produsul, vedeai că sunt niște metrici după care ne luăm, știi, și discutăm pe ei și așa. Adică ne dăm seama că se vând, ok, 300 de bucăți, dar vindem 1000, știi? Da. Da, cumva aia. Deci eu, sincer, ce aș face, ori aș lăsa-o moartă și m-aș pune să caut un produs, un mega winner care să-ți iasă și m-aș focusa pe ăla, le-aș vinde astea prin upsell-uri, cum am văzut că aveți deja, dar altă variantă, sincer, n-ai ce să faci aici. Altă variantă. Eu că e greu. Mai ales cu produse noi, care știi și tu că dacă nu sunt testate, degeaba le poți să le faci ce reclamă vrei tu, știi? Numai te chinui sau bagi bani în... Nu, reclamele sunt faine. Dar dacă nu este cerință pe ele, degeaba sunt faine reclamele. Să găsiți un winner până în 1 octombrie, comandați-l să vă ajungă pe 15 octombrie și în 15 octombrie deja... aveți și un mega winner și deja e Q4, adică se vinde orice și puteți să dați și la produsele astea un respiro. Având în vedere că n-au fost testate, nu-i tare ok, da? O mers, asta este acum, știi? Da. Nu contează, că din așa se învață până la urmă. Testarea e extrem de importantă. Eu știu că sunt niște bani în plus aruncați, 4-500 de lei, dar nu, e importantă și testarea, știi? Până la urmă, ca să fii tu sigur. Și la testare... dacă vrei să ăsta, aveți grijă. CPA-ul să fie măcar maxim 25 de lei sau măcar să se învârtă pe acolo și profitul overall să fie peste 30%. Profitul general, nu calculezi impozite sau așa, știi? Foarte important. Testați ceva, aduceți ceva, focusați-vă pe asta și măcar știi că o luați pas cu pas și vă puneți pe picioare, știi? Deci, după cum vedeți, am avut call-ul cu Denis. Din păcate, au avut o problemă cu ad account-ul. Din păcate, ceva ce nu se poate rezolva, în fine. S-a importat 4 produse fără să se testeze. E contra ceea ce recomand eu și așa mai departe. Dar asta a fost situația. Găsim rezolvarea. Există rezolvare. Important e să nu te lași. Asta e cel mai important. Da? Ați văzut și voi. Deci sunt pe cale să depun pentru Bogdi, fără acordul lui. Proiectul a fost trimis cu succes. Deci Bogdi, dacă te uiți la asta, să știi că l-am trimis cu succes. Repede am făcut un business plan.
Vi-l arăt, că n-aveți ce să mai furați. L-am depus pentru alea lui Pescobar. Știți că dă 10.000 de euro la toate proiecte. Și m-am uitat acum de la gelaterii și de astea. Și vă arăt proiectul ce l-am făcut în efectiv 15 minute acum pe calculator. I-am și scris că îl depun pentru el. E băiatul care mă ajută și mă tunde tot timpul. Bogdi îl cheamă. Și uite cum am făcut. M-am pus și pe mine, normal. Bogdi Cut and Wash. Sumar, misiunea să oferim timp. Un om când merge la tâns, stă pe scaun și așteaptă, pierde oră. Când merge la spălătorie, stă după mașină o oră până e gata. Astea sunt două ore. Noi facem ambele într-o singură oră. Deci cam ăsta e business plan-ul. Așa ar arăta containerul de barber, așa ar arăta containerul de mașini, listă de produse, ce oferim, plan de marketing, organic, pe scurt. Și efectiv, pe scurt, și de ce ar merge? Că un tus obișnuit e 70, un spălat 40, total de 110. Noi suntem siguri că aceste două servicii combinate ar putea ieși la 150. L-am depus, Bogdi, să știi că l-am depus. Nu știu dacă te super, dacă nu te super, nu mi-ai răspuns la mesaj. Eu până atunci am făcut business plan-ul și tot. Deci dacă va trebui să te duci la Pescobar să iei cei 10.000 de euro, cu plăcere. Dacă nu, îmi pare rău, aia e. Da, nu, poate măcar ajungem în finală. Și dacă ajungem în finală, îți zic că îl luăm 100%. Adică ne băgăm acolo pe voturi de nu e adevărat. Deci ne băgăm de nu e adevărat pe voturi. Să știi, dacă ajungem în finală, îi mut pe toți pe voturi și 100% luăm atunci. Bine? Numai să ajungem până în finală, tu probabil acum lucrezi, eu ți-am trimis propunerea, deja am și depus. Bună ziua, dragilor, deci... Aia e. 70 de voturi. Bună ziua, dragilor, neam. Hai să vedem cam câtă lume votează. De obicei. La astea. A, așa, Pescobar. Hai să văd. Sunt tare curios câți oameni votează. Episodul 7, da? În episodul 7 la postare au avut un total de 749 de voturi, da? Da. Eu ți-aduc 700 numai ție dacă ești. Deci numai ție ți-aduc, Bogdi, 700 de voturi dacă ieși, fără nici o problemă. Dragilor, eu cred. 5.1k voturi, wow. Dragilor, eu cred că o bag în fața celei de 6. No, deci rezolvăm, da, Bogdi? Să știi că rezolvăm. Bun, perfect, spor. Da, deci cine, pe, cu cine sunt eu acum în mașină? Pe singur în mașină. Ciochi? Da. Vrei ciochi? Da. Deci noi am devenit obsedați de ciocolata asta Dubai. Și ne-am oprit acum aici la șantia. Să o luăm. Opa, nu știu ce am apăsat. Dar mă rog, aici e ciocolata. Opa. Așa. Deci toată ora de nebunită după ciocolățile astea de la șantia. Foarte bune, cu fistic înăuntru. Dar iubire, o ducem acasă la mami și o deschidem împreună cu mami, bine? Puiu, că și mami, și îți dă mami, că dacă deschid eu nu mă pricep. Știi că asta e ciocolată moale, iubire. Eu nu mă bag la astea. Și trebuie să ajungă și camera Gianinei și sigur se va bucura de ea. Hai. Ce om bun. Cum lasă oamenii? Doamne, doamne, ce. Este un exemplu în trafic. Ah, și te duc acasă și tati pleacă de acasă, te superi. Tati pleacă înapoi la birou, la lucru. Da, unde-i bunii? Nu știu, bunii nu știu unde-i. E acasă? Nu știu, hai că vedem, bine? E acasă la mama? Nu știu, nu știu. Stă cu el în 5 minute? Nu știu, nu știu, nu știu dacă bunii e acasă sau e la ea acasă sau dacă e la mama acasă. Hai că mergem acasă la mama și vedem, bine? Am bine, revenim, deci plictiseală. E ora 4, l-am luat de la grădii, în trafic. Nu-i mare lucru, frumos, și merge mai departe. Îți place când e cald afară, iubire? Aici sunt toate puse, gecile nu le poartă numai dimineața. Mergem, stăm în trafic, aia e, vedem la cât ajungem acasă și înapoi la birou după. Deci filmam un video de promo și-o vin și ia-ți ceva pe tine, iubire. Aici e David, se joacă. Poftim! Te bucuri? Da. Hmm? Hai să-i facem unboxing. Hai, hai că opresc. Deci acum facem unboxing la camera asta nebună. Pe care mami a așteptat-o. Ai așteptat-o, mami? Foarte mult. Foarte mult. Aici? Aici e camera lui mami.
Bine, nici camera asta nu o să poată să arate cât de frumoasă ești tu în realitate. David, du-te, te rog, de aici, să nu te rog. Du-te un pic mai, du-te jos pe ele. Hai, mă, măi. Doamne, cel mai greu unboxing din lumea. Oh my god. Ia, doamne. Păi nici când ți-am dat inelul n-ai avut așa emoții. Stai să fac o poză repede. No, stai, pauză, îi facem poză. Haide să fac o poză cel mai bun. Asta e foarte... Deci, asta, lasă-o puiule să nu cadă, că ne termină, mami. Deci, asta este, hai să iau totuși cuțitul ăsta de aici. Este camera pe care ai așteptat-o, nu? Râvnită, pe care cred că toate fetele o vor, că au văzut-o pe TikTok. Garanții? N-ai nevoie de garanții. Dacă se strică, îți luăm alta. Da, dacă mai n-ai nevoie de garanții. Dacă se strică, îți luăm alta, lasă-o așa. Oh my god. Hai, scot eu. E bine, te rog, lasă-mă să mă bucur. No, să n-ai emoții, scuze, da. Wow, ce frumoasă. Oh my god. Dar tu ce frumoasă ești. Deci acum va trebui efectiv nici să stau. Nici nu-i pasă ce-am zis. Să stau toată ziua să văd cum funcționează. Mm-hmm. No, super, iubire. Bravo, o merit, felicitări. Dă-mi un pusi. Mulțumesc. Bine, mă duc la baie și la birou. Aici am făcut și un video. Când am venit până acasă, am fost productiv și venit ăsta acasă și mă întorc la birou cam cu un student care a făcut product research și acum asta vrea să intrăm pe feedback împreună. De obicei dau feedback-ul scris, dar sincer, de data asta intrăm împreună, fac o excepție, că m-a rugat frumos și atunci intrăm, nu-i problemă. Uite-l pe micuțul meu. Mă duc la birou. Deci ce Gianni cu cardul ei, săraca, nu are ăsta. Nu, dar ce face ăsta? Încă își dă pământul. Ce ești mic eu? Gianni cu camera ei, săraca, nu-i merge, că n-are cardul ea. Și am încercat să-i dau cardul meu de la DJI, că vă am dat seama nivelul de supărare când au văzut că n-are card. Doar că cardul meu de la DJI e micuț și în camera aia e card mare. Mă rog, aia e doar un adaptor pe care sigur îl am pe sus, pe undeva. Dar am zis că decât să le mai încurc și nu mai filmam eu și oricum îi luam de seară, numai așa de dragul să aibă încă o oră până vin eu, n-are rost. Și atunci o să... Asta, o să mă opresc să... Mă opresc, o să merg împreună, să-i luăm un card. Și ei, uite pe ăsta ce s-a blocat aici. Lasă tot pământ, treaba lor. Să faci. Deci e 4.35, da? Să știți. Și nu mi-a antrenat loc. Mai am atâta de mult încă, vai de viața mea. Dar nu știu cum o să fac. Cred că o să mă duc acum. O să am colul ăsta, după să vin după ei, că după cardul ăla e disperare să luăm cardul ăla și atunci nu. E disperare să luăm cardul ăla și atunci o să merg să luăm cardul și după o să mai lucrez eu mai târziu de acasă, să văd cum parc cu timp. Mă, bun, revin. Deci, cum am zis, sunt la birou, îmi pregătesc de colul ăla. Să văd ce va fi, intrăm în 4 minute. Un pic agitat, că mai am de lucru mult, mult, foarte mult. Nu știu când o să reușesc eu să termin pe tot, dar aș vrea astăzi. Chiar aș vrea astăzi. Dar nu, revin cu noutăți. Deci acum am închis colul, sunt foarte fericit de ce am discutat cu Ștefan. Sunt foarte fericit fiindcă mi s-a confirmat un lucru, că metoda de căutare de produse funcționează. Funcționează foarte bine. După prima lui sesiune deja avem vreo 3-4 produse pe care vrem să le testăm și sunt foarte fericit de treaba asta. Atunci o să revin cu noutăți. Deci, ca să înțelegeți, frumoasa mea, am ajuns acasă de un minut, da? Și deja plecăm, așa-i? Da! Eu încerc să le spun cum
munca nu se oprește niciodată. Sau dacă ei îs leneși, știi, merg pe 9 la birou, termină la 5, la mie e ora 6, da? Și am fost mai de dimineață. Și oricum ce lucrez eu nu se compară cu ce lucrează ei, nu? Stresul și tot. Și merg acasă să uită la Netflix și eu ieșim, da, iubire, am o întrebare pentru tine pe care vreau să o pun pe cameră. Avem două chestii lipsă, da? Mâncare în stomacul meu și card la camera ta, da? După care lucru mergem să rezolvăm prima oară. Cum? Putem după să mergem la mâncare. Asta te iubesc. Nu, știi că nu. Nu se pune problema. Și crede că nu-ți gătesc. Iubire, am filmat ieri, Vita. Ce-ai filmat, deci nu se pune. Bine, într-adevăr, de când... Mă, n-am apucat să editez vlogul. De când cu bebe... Deci tu dai seama că eu, la vloguri, tot editul meu e să iau videourile, să le pun una după alta în capcut, da? Da. Nu tu știi, nu tu nimic. Și astăzi atât am avut de lucru că n-am apucat să fac deloc video de ieri. Deloc, gen nimic. Abia le-am pus în CapCut, le-am pus de pe ăsta. Nu, fiecare cu ce-și dorești. Eu îmi doresc de mâncare, el înghețată și tu pui o card, așa e? Da. Poți să nu mai mânci 3 zile, nu? Numai card la camera aia să-l... Da, mi-e frumoasă ești. Te iubesc. No, bine, deci... Revenim. Și astăzi am făcut un video, așa, să le pun video la ce l-am făcut despre garanții. Da. Da. Vă pun aici și video și să știți la cei care îmi scrieți pe Instagram, deci am 11 mesaje pe Instagram și 9 pe Messenger, de la băieți, oameni interesați și așa, n-am putut să le răspund, efectiv. Atât de plin am fost de lucru astăzi că n-am putut să le răspund. Dar vă răspund acum toți și le rezolvăm pe toate. Cum saluți puiele? Aici e și bebe, dar pe bebe, bebe stă acolo, în ala lui, în scoica lui și trebuie să-i luăm altă scoică și la bebe. Deja crește, nebunește. No, bine, rezolvăm. Ai mâncat puiele? Da. O, stai că plânge bebe. Plânge cârnațul. Uite cum ești de ciocolată, iubirea mea. Ce ai păpat? Înghețată. Înghețată? Ți-a plăcut? Da. Dar mâncare papi? Nu știu. Nu, adică, deci nu vrei mâncare. Și uite ce, uite ce pe nasul. Dar tu ce vrei să mănânci acasă? Vrei niște ouă? Uite ce sunt pe nas. Uite, ciocolată. Da. Deci, mami, eu nu vreau să le zic ce am luat prima oară, cardul sau mâncarea. Mama, tot ce vreau să zic plânge, e că bebe, imediat ajungem acasă și mâncarea e proaspătă. Atâta zic. Atâta zic. Și cardul avem. Și de când am luat mâncarea, nu ne-am oprit în drum spre casă. Atâta zic. Dar nu zic ce-am luat prima. Și ce țeapă ne-am luat cu cardul tău. Deci fiți atenți. Eu la DJI-ul ăsta, da, care filmează HD și așa, am un card de 256 de giga, pe care oricum îmi oferă 12-13 ore de filmare. Adică e prea mult. Știi că n-am nevoie de atâta într-o zi. Și mă duc la Media Galaxy, așa e puiul. Da, și mă uit și era... În foarte siguranță poste. Da. Și a făcut un foarte important și am făcut 3 de înghețate. Bravo, te pui te rog frumos în scaunul tău, puiule. David. Da. Bravo. Și am fost la Media Galaxy, mi-am luat ceapă, să vedeți că mai dăm, mai luăm. Era un card de la SanDisk la 109 lei și ăsta Hama, și era de 128 de giga. Ăsta Hama scria 256 de giga, 102 lei. Numai că era pus pe alt de ăla. Și când mă duc la casă era 200 de lei. Eu care nici n-avea rost să iau 256. Numai zis, e și mai ieftin și dublu la mărime. Numai că firma diferă, da? Da, mi-am luat o țeapă. Am plătit 200 de lei. Dar pentru asta știi ce înseamnă asta, nu? Că trebuie să-mi dai 128 de gigabyte de poze cu tine în plus. Te iubesc. Unde mi-am pus ei?